Ați fost la guvern cu jalba în broțat, da, și vă primit? Da, eu aș vrea chiar să demonstrez că am depus o plângere scrisă la data de 13/12/2018, ca de către Pavel Filip să fie verificat dacă acel Eduard Angheluță, cu care am discutat, și Vasile Morari, care a lăsat semnătura acestuia la data de 23/11/2018. Deci el, plângerea Matale, a lăsat semnătura, că adică am primit-o. Da, el așa și-o lăsat. Dar ce era greu să o ducă la cancelare, să o înregistreze, să vă dea un număr de înregistrare? Posibil. Deci cancelarea era la Chișinău, dar ei erau la Cahul. A, dumneavoastră, la Cahul ați vorbit cu ei? Ce era guvernul în deplasare? Era guvernul în deplasare și atunci când... Și acum ați venit la Chișinău și eu zic că da, degeaba au fost în deplasare și degeaba v-au audiat că... Cam așa este rezultatul. Nu există așa petiție. Nu este. Și dați-vă, prin răspunsul doamnei Natalia Neagu, mi se răspunde că la petiția din 13 decembrie, curent vă informăm că în cancelarea de stat nu a fost înregistrat petiția prezentată de către dumneavoastră în cadrul ședinței guvernului din raionul Cahul. Spuneți-ne unde, deci să mă mai duc. Deci e spectacol pe cazuhă ce fac. Da, ei nu interesează. Le fac că ascultă oamenii, dar nici nu-i aud, nici nu-i interesează. Necătând la faptul că atunci nu mi-au permis mie să intru la acea întâlnire. Atunci nu v-au permis să intrați, totuși ați reușit. Ei nu mi-au permis să intru la acea întâlnire cu guvernanții. Dar pretind să am scris o plângere, cum că dacă nu am mers la întâlnirea cu dumnealor, eu am expus în scris durerile mele pe care urma să le spun în ședința în care nu. Dar poate Angheluță ăsta și cu Marin sau cum îl cheamă, Morari, poate Morari, nici nu s-a angajat la guvern, poate cine știe și paznici erau. Erau cu galstuc negru și cu... I-ați crezut cuvânt? Cu negru și cămeșa albă și costum negru. I-ați crezut cuvânt? Erau împachetați, aveau și telefoane, aveau și pe urechi. Este și eu consider că... Dar eu nu știu, poate erau de ăștia care se uitau după mașini sau... Asta este. Dar să vă zic, eu deja am pierdut încrederea, poate să fie o schimbare, să văd și eu un strop de lumină în capul tunelului. Să sperăm.